Specialiștii își pot asigura prezența în primăvara europeană pe terenul lui Aalborg, în direct la Digi Sport 1, joi de la ora 20. O victorie contra danezilor le-ar aduce campionilor României a treia calificare în ultimii 5 ani în fazele eliminatorii. În 2012, Steaua a mers în primăvară tot după un meci jucat în Danemarca. A fost atunci 1-1 pe terenul lui FC Copenhaga. Dacă câștigam la Rio Ave, luam o opțiune foarte mare, în sensul că puteam să facem un egal la Aalborg și să fim calificați. Așa, punctul poate ne ajută foarte, foarte mult, dar e important că nu am pierdut, asta ne dă încredere. Steliștii au pierdut de 4 ori în cele 28 de meciuri oficiale din acest sezon. Singura înfrângere din grupele Europa League au suferit-o pe terenul liderului Dinamo Kiev contra lui Rio Ave. Roșialbaștri au evitat eșecul la ultima fază. Nu avem foarte multe înfrângeri și nu ne place să pierdem și clar, n-a fost o înfrângere, dar e bine și pentru că... Bucuria sportului rece se întoarce acasă. În următorii 4 ani urmărește campioana mondială și cea europeană în calificările pentru Euro 2016 și la Mondialul din 2018. Fotbal și pasiune din septembrie în direct numai pe Digi Sport.